Mai mulți fotbaliști, dar și componenții ai stafului tehnic de la Metalul Buzău au mers la centrul de transfuzii pentru a dona sânge și plasmă. Au donat plasmă băieții sau cei care au fost viabili, adică au avut anticorpi în cefalic. Eu am trimis pe toți cei care... Dar n-am vrut să fac un, știu, o chestie din asta așa, ca, din care se reiasă că am vrut să câștigăm imagini. Noi, eu chiar n-am spus nimănui nimic, că am zis să nu se interpreteze așa, adică se pare că e din bun simț și normal să încercăm să facem și noi ceva. Până în prezent, 11 componențe ai lotului alb-albastru s-au prezentat la centrul de transfuzii. În această săptămână, alți câțiva fotbaliști de la Metalul vor merge să doneze. Deocamdată 10, fiindcă eu i-am chemat pe ei miercuri la antrenament, marți la antrenament, marți, miercuri, joi și vineri. Vineri a fost dimineața antrenamentul și practic nu puteau să ducă. Marți au venit după drum la prânz și nu puteau să ducă. Marți au fost miercuri și joi. Câte 5, atât se poate să zic acolo, doar câte 5, 10 persoane. Și mai urmează săptămâna viitoare să ne mai reunim noi, de fapt săptămâna asta, ca zi luni, miercuri, joi și vineri, și să vă mai duce joi încă 5. Am mai fost, deci așa mai fost Alinea Cop sâmbătă, că el muncește până vineri și nu avea cum să ducă dimineața. Inițiativa celor de la Metalul a fost făcută publică de conducerea centrului de transfuzii. Mai multe poze cu fotbaliștii au fost postate pe Facebook de către cadrele medicale de la centru.